Numele meu este Mirona Nemarii și am 17 ani. Sunt elevă la Liceul Vocațional de Arte Plastice, Hans Matisse Deutsch, Brașov. Motivația mea a avut ca și centru participarea la un proiect ce are ca scop dezvoltarea personală și artistică. Așteptările mele sunt legate de planul socio-uman și de cel cultural. Mi-ar plăcea să cunosc persoane de vârstă apropiată de a mea, cu aceleași pasiuni și să descoper mai mult arta românească contemporană creată de licee. Numele lucrării este legământ între efemeritate și renașterea continuă, reprezentând integrarea elementelor naturale în elementele grafice și în cele arhitecturale, prin minimalizarea, copierea și reinterpretarea lor. Lucrarea mea reprezintă o metaforă și aș dori să atrag atenția asupra distrugerii naturii, deoarece omul încă din cele mai vechi timpuri a avut ca și inspirație natura. Îmi place ideea unui astfel de eveniment pentru că e un mod de a fi recunoscut ca și artist în dezvoltare. Un astfel de eveniment ar putea să atragă mai mulți tineri prin extindere la un nivel mai mare. Eu aș promova evenimentul mai mult în cadrul online. Aș vrea să fiu sprijinit ca și artist debutant prin susținerea mai multor evenimente de acest fel.